Un bărbat în vârstă de 20 de ani s-a deghizat în medic și a intrat într-un spital, acolo unde a vrut să abuzeze o femeie internată. Conform celor relatate de polițiști, în jurul orei 1 dimineața, tânărul ar fi pătruns ilegal în spital, acolo unde ar fi hărțuit o femeie internată cu scuza că venise să o viziteze. Bărbatul s-a prezentat ca fiind medic tuturor celor din spital. Ar fi început să mângâie piciorul femeii, care nu se putea ridica din pat. A încercat să o atingă în zonele intime. Victima, care dormea în momentul în care românul a intrat peste ea în salon, a început să țipe. Strigătul a atras atenția asistentelor și a unui agent de pază, care a dat imediat alarma la 112. Poliția a intervenit imediat și tânărul român a ajuns în cătușe. La strigătele pacientei, tânărul de 20 de ani a fost de fapt prins imediat de asistente și de paznic. Bărbatul a fost arestat și dus la închisoarea din Italia. Abuzul de orice fel este complicat și greu de înțeles și de identificat, dar acest lucru este valabil mai ales pentru abuzul emoțional. În relațiile abuzive fizic există dovezi tangibile de violență și suferință. Abuzul emoțional însă poate implica jocuri extrem de sofisticate și, mai important, toxice, cum ar fi manifestări inconsistente, imprevizibile de afecțiune sau iubire. De exemplu, există o linie fermă între gelozie și posesivitate.